Rosso. Călinescu. Iese bine portarul Lupo. De altfel funda stânga. Șerban deposedat de Leotescu. Mă așteptam la mai multă presiune din partea echipei din Alinoasa, în superioritate numerică. Copilărește ratează aici Nicu Moțoi. V-am spus, Urban Titu, chiar dacă este condusă, în opinia mea, s-a descurcat decent. Pahonțu, Coman, Ștefan. Moțoi spre Leotescu, anticipat de un fundaș de la Titu. O nouă schimbare la Alinoasa în aceste momente. O nouă schimbare la FC Alinoasa, părăsește terenul numărul 6, George Rusu, și intră Ionuț Maican. Gărniță. Moțoi. Centrala lui Călinescu respinge Iulian Vlad. Calofir. Intervine Pahonțu în fața lui Breazu. Am spus miercuri, Urban Titu evoluează pe teren propriu de la ora 18. Contra celor de la CS Podare, iar Alinoasa se deplasează la Bradu pentru partida cu Atletic. Ștefan, Maican, intervine Anton Mihai. Albu. Obține un fault în duelul cu Alin Leotescu. Gol frumos, gol frumos marcat de Tibi Calofir. Iată-l pe Tibi Calofir reușind dubla în această partidă. Titu punctează în inferioritate numerică și se apropie de
echipa din noastră la un singur gol. Frumos a desprins Tibic Alofir și a finalizat cu lovitură de cap pe acea centrare. Călinescu. Șutul Ionuț Maican peste transversală. Mă repet, mie mi-a plăcut dorința cu care a evoluat echipa din Titu. Iată și inferioritatea numerică. Își joacă șansa. Nu este offside la Alin Leotescu. Bolbuie acolo Sergiu Lupu. Dar până la urmă se descurcă. Metru 71 deja aici, 1 la Ninoasa, 3 la 2. Șutul Nicu Moțoi reținut de Sergiu Lupu, cam stângaci în intervenții, dar până la urmă eficient. Alinoasa probabil că nu s-a așteptat să primească acel gol. Are 11 reușite Tibic Alofir și se luptă pentru titlul de golgeter al seriei. Încă o dată intervine Lupu în fața lui Nicu Moțoi și este lovitură de colț. A spus Tibic Alofir se luptă cu Bobby Verde și de la Sporting Turnu Mogulele pentru așa judeca trofeul celui mai bun marcator din seria Citra. Are 11 goluri. Atacantul celor de la Titu. 11 din totalul de 20 al Urbanului. Moțoi respinge cu capul Anton Matei. Cosmin Dinu spre Sorin Pahonțu. Șutul lui Pahonțu pe portarul Lupu. Poate se reprofilează Sergiu Lupu, pentru că am văzut câteva intervenții chiar de portar. Să vedem cu cine va apăra Urban Titu runda viitoare, dacă nu are soluții pentru acest post. Dragoș Cernea spre Nicu Moțoi. Gol al lui Nicu Moțoi, 4 la 2 pentru Alin noastră. Dublă pentru Nicu Moțoi, minutul 74. Iată că Alinoasa revine la un avantaj de două goluri. Acest gol, domnul primar Constantin Maricescu, primarul comunei Alinoasa, sărbătorit astăzi la Paulescu pe domnul Constantin Maricescu.
Așadar, un gest frumos din partea lui Nicu Moțoi, care a dedicat acest gol alături de o minge și un tricou cu numărul 1, purtând numele primarului Constantin Maricescu. Până la urmă sunt merite și meritele primarului Constantin Maricescu în promovarea acestei echipe și apoi în menținerea ei la nivelul Ligii a III-a. Schimbarea la echipa din Titu. A părăsit terenul Ionuț Șerban, a intrat Emanuel Tuță. Cosmin Dinu. Coman, Ștefan, și-l blocat de Florin Năstase. Calafin spre albu, respinge Anton Matei. Umești cu goluri multe aici la Ninoasa. Spuneam că sunt două echipe care marchează greu, iată că astăzi s-au întrecut în goluri. Rar pun reușea Ninoasa să marcheze două goluri într-un meci, iată că acum are deja patru reușite. O dublă a lui Nicu Moțoi, Moțoi și el cu trei goluri pentru Ninoasa în acest campionat. S-a simțit bine astăzi Nicu Moțoi, Alin Călinescu și frumos peste transversală. Să rea execuția. ...78 este minutul acestei partide, 4-2 între FC Ninoasa și Urban Titu. Moțoi spre Nacșu anticipează Ghioacă, Cernea, faultat de un jucător de la Titu. Iar Cristi Bălașa pregătește o nouă schimbare. Ștefan, Leotescu, Călinescu, iată-l pe Cristi Bălașa
apelând și la Andrei Vasiloiu pe acest final de meci, acesta îl înlocuiește pe Alin Ștefan. Mare o schimbare la dispoziție, Bălașa, și observ că va apela și la Alex Maican, un alt jucător folosit foarte puțin, chiar deloc în acest retur. Nicu Moțoi, șut bar și ce ratare a lui Ionuț Maican. Încă o bară a doua a celor de la Linoasa în această partidă. Cosmin Dinu. Vasiloiu spre Neacșu. Șut frumos al lui Neacșu, puțin pe lângă stâlpul din stânga porții apărate de Lupu. Așadar, o șansă și pentru Alex Maican pe acest final de meci. Dragoșen a părăsit terenul. În banda stângă a venit Sorin Pahonțu. Alex Maican va evolua fundaș central alături de Gabi Coman, o pereche inedită de fundaș central. Alex Maican anticipat de Calofir. Calofir, șut, iarăși în plasa laterală. Două goluri și două ocazii mari pentru Tibi Calofir. A intrat mai ezitant în joc Alex Maican. Găniță îl faultează pe Nicu Moțoi. Și-a făcut datoria atacanții celor două echipe, mă refer la Nicu Moțoi și la Tibi Calofir, care au reușit câte două goluri. Vasiloiu Călinescu. Centrarea lui Călinescu, lovitură de cap, bară, încă o bară a lui Nicu Moțoi. Două goluri, două bare pentru atacantul de la Arinoasa. Da, norocos portarul de conjunctură al celor de la Titu. Avertizate și vedeta celor de la Titu, Tibi Calofir, putem să-l numim așa, pentru că este cel mai bun jucător și clar omul numărul 1 al formației antrenată de Gheorghe Becheanu. Coman spre Vasiloiu, Cosmin Dinu. Nicu Moțoi, Vasiloiu, Călinescu. Vasiloiu încearcă angajarea la Alin Leotescu, rămâne în posesie Leotescu. Centrează și gol Nicu Moțoi. Thank you.
Așadar, hat-trick pentru Nicu Moțoi. Este 5-2 pentru echipa din Alinoasa. Mai sunt 6 minute din timpul regulamentar. Alinoasa se desprinde. Mai avem puțin și ajungem la un scor de tenis în această partidă. Alinoasa a marcat astăzi cât aproape în toreturul de campionat. Trebuie să întâmple ceva și la nivelul echipei din Titu. E foarte important ca primăria să implice și această echipă cu tradiție să-și revină. E neplăcut să pierzi meci de meci. Și să fie ultima clasată. Alex Maican spre Gabi Coman. Coman, Pahonțu. Călinescu, Leotescu, păstrează în suprafață de joc această minge echipa din Alinoasa. Nu mai sunt multe momente, goluri multe, o partidă frumoasă. Anticipam o victorie a formației de Alinoasa, dar parcă cu ceva mai puține goluri marcate. A intrat bine în joc Vasiloiu. Călinescu, anticipat de Iulian Vlad. Cosmin Dinu. Nu mai păstrează posesie echipa din Titu. Moțoi aproape de golul 4. Blochează portarul Lupu. Moțoi a devenit și el golgeter la Alinoasa alături de Alberto Roșciugă și Sorin Pahonțu cu 4 reușite. Iată pe golgeterul de la Titu părăsind terenul înlocuit cu Cosmin Moraru, un jucător under 19. Partida este prelungită cu 3 minute. Ionuț Maican încearcă și el să marcheze. Până la
intrare bărbătească a lui Sorin Pahonțu la Petre Gârniță. Momentele de final nu mai au suspans. Alinața se impune meritat în această partidă. 5-2, 3 goluri marcate de Nicu Moțoi. Sorin Pahonțu din penalti. Și încă unul al lui Pahonțu, așadar triplă Nicu Moțoi, două Sorin Pahonțu, dublă Sorin Pahonțu. Șutul lui Ercan Sima pe lângă poarta lui Marian, pe lângă poarta lui Alexandru Becker. Călinescu spre Leotescu. Probabil ultima fază a acestei partide cu multe goluri. Îi mulțumesc și colegului meu operator Nicolae Stoica pentru realizarea acestei transmisii. Gol 6-2. Așadar, scor de tenis, FC Alinața Urban Titu 6-2. Comana își trece și el numele pe lista marcatorilor în premier în acest campionat. Ioacă. Fluier final, așadar, FC Alinața 6-2 cu Urban Tito Costi Mihai. Sunt eu, vă mulțumesc și vă doresc o seară bună!